Etapa a treia a diviziei a 2 de volei masculin Serie Est a consemnat o nouă victorie pentru CSM Suceava. Formația pregătită de Victor Pancu s-a impus cu scorul de 3-0 la seturi la 11, 18 și 15 pe terenul grupării Știința București la capătul unui meci care l-a condus cu autoritate. Am câștigat în minimum de seturi, dar nu a fost tocmai ușor. În pofida scorului destul de sever, tinerii voleibaliști ai grupării gazdă s-au zbătut foarte mult, însă noi am jucat bine. Jucătorii mei au intrat concentrați pe teren, au eliminat greșelile de serviciu și preluare și au învins pe merit, a declarat antrenorul Victor Pancu. CSM Suceava a utilizat următorii jucători în meciul cu Știința: Sasu, Pietrariu, Orășanu, Huțuleac, Giurcă, Gontariu, Lupuleasa, Mihuț, Tănasă și Amariei. După 3 etape de campionat, CSM Suceava are un bilanț de 2 victorii cu Dacia Buzău și Știința București și o înfrângere 2-3 în fața echipei Steaua București. În runda a 4-a a campionatului, formația suceveană va primi sâmbătă, 14 noiembrie, în sala Unirea, vizita echipei Știința Bacău.